Ministrul Justiției Tudorel riscă o nouă plângere penală, sindicatele din penitenciare îl acuză pe acesta de abuz în serviciu. Sindicaliștii din Administrația Națională a Penitenciarelor sunt nemulțumiți că nu-și primesc banii pentru orele suplimentare. În urma protestelor organizațiilor sindicale în Parlament s-a aprobat prin legea numărul 79 din 2018 ca orele suplimentare care nu pot fi recuperate în termen de 60 de zile să fie plătite angajaților din penitenciare și poliție începând cu data de 1 aprilie. În consecință, la salariul din iulie ar fi trebuit plătite orele nerecuperate în aprilie, ceea ce nu este posibil din vina Ministrului Justiției, au transmis liderii sindicali într-un comunicat de presă. Sindicaliștii au mai declarat că angajații din penitenciare au de recuperat peste 10,5 milioane de euro și un milion de ore suplimentare pentru perioada 2016-2018. Aceștia l-au avertizat public pe Tudorel Toader că dacă nu semnează ordinul ministerial, vor depune plângere penală împotriva sa. Aceasta ar fi a doua plângere penală făcută de liderii sindicatelor din penitenciare la adresa Ministrului Justiției. În 31 mai, federația sindicatelor din Administrația Națională a Penitenciarelor a anunțat că l-a acționat în judecată pe Tudorel Toader pentru abuz în serviciu și încălcarea dreptului de reprezentare sindicală.